Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a sfințit astăzi Biserica Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Cluj-Napoca. Apoi ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a hirotonit un diacon. Înalt preasfinția sa le-a explicat credincioșilor pericopa evanghelică a duminicii a 24-a după Rusalii despre învierea fiicei lui Iair. Ierarhul a făcut referire și la zeflemiștii din casa lui Iair. Domnul intra în cetatea sa, în Capernaum. Fica mai mare lui sinagogii, a lui Iair, era bolnavă, pe moarte. Auzind că vine Domnul, l-a întâmpinat și l-a rugat din suflet să vină la el, ca să nu moară. Pe cale, Domnul a tămăduit-o pe femeia cu scurgere de sânge și când se ajungă, cineva le spune: nu mai osteniți pe învățătorul, a murit fata. Domnul, fiind Domnul vieții și al morții, le-a spus: nu vă temeți, nu vă temeți. A intrat, pe ceilalți a scos afară, a rămas numai tatăl fetei și mama ei. Și Domnul a zis: n-a murit, ci doarme. Râdeau. Într-o lume ce se îndepărtează de Dumnezeu, este prezent și acest păcat. Zeflemiștii au fost în casa lui Iair, râdeau de el că a zis că n-a murit, ci doarme. Râdeau de el. Parohia Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din cartierul Gheorgheni al orașului nostru, prin comunitatea credincioșilor ei și prin preoții ei, se oferă drept exemplu. Exemplu de bună păstorire, exemplu de bună comuniune în slujire, precum și în lucrările gospodărești și administrative. În cei peste 20 de ani de când s-a pus piatra de temelie a acestei biserici și până astăzi, la ziua sfințirii ei, biserica și-a căpătat locul ei bine meritat în conștiința și în sufletele credincioșilor din această parte a orașului. Ea este situată într-un loc important și dacă ne gândim la numărul mare de credincioși ortodoxi care locuiesc în această zonă, dar și prin faptul că aici, în cartierul Gheorgheni, sunt multe școli. Înalt preasfinția sa a acordat părintelui paroh, părintelui vicar eparhial și unuia dintre preoții slujitori ai parohiei, Crucea Transilvană. De asemenea, un alt preot slujitor și pictorul bisericii au primit Crucea Arhiepiscopală. Ordinul Mihai Vodă a fost acordat prim-epitropului și epitropului, iar distincții și diplome de aleasă cinstire au primit toți cei care au ajutat la ridicarea Sfântului Locaș. Lucrările la Biserica Sfântul Dimitrie cel Nou din Cluj-Napoca au început în anul 1996, sub conducerea părintelui paroh vrednic de pomenire Ioan Bancoș. Timp de 10 ani s-a lucrat cu multă osteneală și jertfa credincioșilor la ridicarea acestui sfânt lăcaș, iar în anul 2006, părintele Ioan Bancoș, trecând la Domnul, ne-a revenit sarcina să preluăm conducerea acestei parohii și de a duce mai departe lucrările, care, iată, astăzi s-au încununat cu multă bucurie de sfințire, de târnosire, prin binecuvântarea și rugăciunile înalt preasfințitului părinte, mitropolit Andrei. Ziua de astăzi a fost ziua bucuriei pe care Dumnezeu ne-a rânduit-o să trăim împlinirea unui gând care a necesitat foarte multă muncă, multă jertfă, multă participare, multă prezență. Cei din tâi în toată această lucrare au fost și rămân bunii și vrednicii credincioși ai acestei comunități, la care sigur s-au adăugat și alți mulți binefăcători și care au întins mâna chiar atunci când a fost cel mai greu. La final a fost prezentată cartea Biruință sau moarte, o poveste despre frați, scrisă de Emilia Cismaș. Un grup de elevi de la Școala Generală Nicolae Titulescu a interpretat pricesne și cântece patriotice. Vă
Cu prilejul hramului, parohia a organizat ieri expoziția istorică Ultimele zile ale Austro-Ungariei, primele zile ale României mari, Metamorfoze transilvanene, realizată sub egida Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a Direcției Patrimoniu Cultural Universitar.